Luni a fost prima zi de antrenamente pentru voleibalistele legitimate la Clubul Sportiv Mușcel. Cu începere de la ora 9, antrenorul Adrian Mihăilă a coordonat în cadrul Complexului Sportiv CS Mușcel prima pregătire fizică după o pauză foarte mare, întreruperea antrenamentelor obișnuite fiind cauzată de pandemia de coronavirus. Împărțite în două grupe de câte 6 sportive, la distanță una de cealaltă, voleibalistele au început astfel pregătirea pentru noul sezon competițional, care va debuta în toamna acestui an. Coatele întinse, brațele pe lângă urechi, stai mai departe de gard. Brațele pe lângă urechi, coatele întinse. În prima perioadă a pregătirii o să ne axăm mai mult pe reacomodarea cu efortul, pe dezvoltarea calităților motrice generale și pe un lucru individual. Treptat și în funcție de indicațiile primite de la minister, o să trecem și la lucru global. Sperăm cât mai devreme și pandemia și virusul să ne permită să ne desfășurăm în continuare activitatea în mod continuu și constant ascendent din punct de vedere al intensității și volumului de muncă. Conducerea Clubului Sportiv Mușcel, alături de antrenorul secției de volei, a făcut toate eforturile pentru ca pregătirea sportivelor să se desfășoare în condiții de maximă siguranță, după un program bine stabilit. 1, 2, 3 și...